Hei, salutare, mă fan. Sper că aveți o zi minunată. Azi mergem la festival de benzină, la Festivalul Internațional de Benzină Desenate Istorice în Brașov 2024. Ne vedem acolo. Noi că am ajuns și în Piața Sfatului, unde are loc festivalul. Ne vom uita și la planșe frumos, ce se poate cumpăra. Avem scena, bătălia între desenatori. Dacă nu greșesc, o vedem pe Alexandra Gold acolo pe scenă. Foarte frumos. Da, să nu uităm așa puțin pe la planșe. Ce găsim pe aici? Poate lucruri interesante, interesante, de altfel. Da, să vedem despre Gopo, bineînțeles. Trecem așa rapid între planșe. Desene frumoase, proverbe maxime. Mamă, cum să nu-ți plac la festival, când vezi atât de multe lucruri bune. Boas, toate planșe. Și pe partea aceasta. Dedicăm. Ce o planșă interesantă. Copul la Brașov, pe la Tarabe. Ce se vinde, ce se vinde. Da. Aici ce sunt editura grafic, nu? Okay. Ah, nu, juniorii cu toate... Da, păi, ai jucării din astea, foarte frumos. Board games. Interesting. Interesting stuff. Ce se mai comercializează pe aici? Lumea grea din industria benzesenată românești. Bogdan și Flori. Teodor Păpușe din Craiova. Și aici David Munteanu din Brașov. Au frumos, oamenii grei, oamenii grei! 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, gata, mulțumim! Aplauze pentru amândoi! A fost și revista de Sanitation și avem bucuria să-l avem și pe Adrian Barbu, prezent astăzi aici la salon. Așa cum știți, a căzut comunismul. În anii 90 a fost o efervescență, o emulație extraordinară. În fiecare oraș apăreau reviste de benzi desenate, dar evident, așa cum apăreau și dispăreau, pentru că, din păcate, artiștii sunt foarte buni la desen, dar nu și la management și la promovare economică și așa mai departe. Acea generație am putea să o numim eventual generația salonului de benzi desenate, pentru că au fost promovați de salonul de benzi desenate, premiați, publicați. Cei mai străluciți reprezentanți al acelei generații rămân Ciubotariu și Ionuț Popescu și mulți alții au fost, dar ei s-au pierdut pe parcurs. Au urmat, dragi prieteni, o secetă a benzii desenate în anii 2000. Economia de piață a bulversat tot, nu mai apăreau reviste, autorii de benzi desenate nu aveau unde să publice și au găsit alte debușee, unii au renunțat la BD-ul, alții au început să publice în străinătate, așa cum face și Adrian Barbu. Dar iată că, în urmă cu câțiva ani, mai precis 7, s-a lansat acest frumos festival de benzi desenate istorice la Brașov.
și prin concursul pe care l-a organizat, prin promovarea pe care o acordă benzii desenate în general și benzii desenate istorice în special, practic lansează o nouă generație de creatori, un nou val, pe care cred că istoria îl va denumi generația festivalului de benzii desenate de la Brașov. Au trecut 3 minute. Și a permis ecluziunea unor mari artiști, tineri artiști la vremea respectivă, dar care au devenit nemuritori prin părțile lor, și aș nominaliza aici în special pe Pompiliu Dumitrescu, pe Vintilă Mihăescu și cel mai strălucit reprezentant al ei. Domnul Vintilă Mihăescu este alături de noi, a împlinit de curând 80 de ani, dar iată, participă și chiar a participat și cu benzi desenate, revenind astfel la cea de-a nouă artă, după multă vreme. Cel mai strălucit reprezentant al generației cutezători este, evident, doar au ilustrat. Poate nu vor mai... La o idee foarte bună, jur, uite că la asta nu m-am gândit. Nu m-am gândit. Și vă pune mâna pe... tabletă sau... Uite, autorul. Poate veni în zona benzii desenate și ne vor bucura cu contribuția la acest album pe care îl laud aici pe scenă, al cărui naș sunt, pentru că deja m-am convins, Radu Oltean este unul dintre autorii pentru acest nou album, e nu are lucrat în 1999, dar în albumul de care vă vorbesc, este o revistă de filmare, se numește Astra, o revistă de istorie, și anul trecut tema a fost zborul, plăcerea lecturii, dacă nu cumva, difuzoarele din casa sfatului nu e deranjat atât de tare încât nici măcar nu putem să ținem în carte în mână, nu mai vorbim pe perete ăștia care vibrează și acumulează crăpături, și dacă mirosurile de la festivalele gastronomice nu ne determină să mergem la Muzeul Sportului și de acolo să ne schimbăm încălțările, să plecăm undeva în munți la aer curat. Bun, am spus asta pentru că acum trebuie să predăm la și jumate scena prietenilor noștri de la festival. Trebuie să fie curată, trebuie să fac bani, trebuie la corporații și cum, nu ți alegi, cum? Știți într-o pisică în viață? Asta ce, video de promovare? Da. Sun! Un curând și vezi și desenea asta. Ce e, că ai dat cineva de băniță supermarketul de vis-a-vis? Uite, familia în opera sele, istoric vorbind, a fost un moment. Dar ce am pățit în soarele alea, cum văd din sală persoane care au stat alături de noi ieri, n-am mai riscat, ne-am mutat aici, în sala de expoziții temporare de Olimpia. Aveți o expoziție despre începuturile sportului de iarnă în prefectura României, dar eu mă bucur că inaugurăm această sală cu prezentarea unei cărți de istorie și nu cu o carte, nu știu, cu tematică.
centru sportiv. Pentru că asta vrem să fie Olimpia, să fie un loc deschis, în care să venim cu evenimente, cu cărți de calitate, fără să fie neapărat legate de turism montan sau de sport. Apoi, personal, mă bucur că din nou l-avem alături de noi, avem oaspet operator de an. Ne știm de mult, de mult, de mult. Mai, când veneai doar cu afișe pe aici și făceai documentarea sub câmpa, la ziduri, iar eu nu aveam nicio... Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.